Cel care călătorește să nu treacă prin răspândia a două sau mai multe drumuri, pentru că este în pericol de a fi schilodit de duhurile rele, susțin vorbe ale bătrânilor din Muntenia. În răspântii se îngroapă tot felul de farmece. Acolo se găsesc hârburile unor oale în care s-au făcut vrăji și cine calcă în ele, fără să fie atent cum pășește, poate fi betegit în fel și chip, susțineau bătrânii satului. Răspântia în cultura populară este locul cel mai prielnic pentru vrăji și farmece, deoarece vrăjitoria poate invoca aici, în chipul cel mai direct, duhurile de care are nevoie în acțiunile ei magice. Și tot acest loc este foarte temut noaptea târziu, mai ales în anumite perioade ale anului, pentru primejdia ce amenință pe oameni, mai mult decât oriunde aiurea, de a se întâlni cu unele spirite răufăcătoare.